Vreau să încep prin a spune că nu pot sublinia de ajuns cât de reală este această poveste. Știu că o să sune ca o nebunie sau ca ceva fals. Vă asigur că sunt și treaz și sănătos la cap și nu am de ce să mint, pentru că am disperat în căutarea unei soluții pentru această problemă. Aceasta va fi o poveste mai lungă, dar am nevoie disperată de ajutor și cred că fiecare detaliu este important. Locuiesc în nordul statului Washington, Casa iubitei mele este o casă cu două etaje, etajul fiind format doar din apartamentul principal. Scara începe vis-a-vis -vis de bucătărie și merge direct într-un perete. Există o deschidere în unghi de 90 de grade spre ușa dormitorului. Nu există gur de aerisire pe această scară. Odată intra pe ușă, există o mică secțiune de hol care are uși de-o parte și de alta, una spre baie și una spre o cămară. De acolo se intră în cameră. Pe o parte fiind patul și pe cealaltă parte având o zonă de relaxare cu un televizor și un fotoliu extensibil. M-am mutat de ceva timp la iubita mea acasă și am avut câteva experiențe în care, atunci când eram singur în casă, auzeam sunete foarte distincte de bocanci călcând greu la parter. Nu sunt primele lucruri paranormale pe care le-am experimentat, așa că am râs, dar nu am lăsat să mă deranjeze prea tare. Prietena mea a spus că a avut câteva întâlniri paranormale în casă, dar nimic de genul ăsta. Într-o seară stăteam întins în pat și mă uitam la televizor. Iubita mea stătea lângă holul care ducea în cameră cu pisica noastră. Ea mi-a zis că simțea un curent de aer sub ușă, ceea ce este ciudat pentru că, din nou, nu există orificii de aerisire, iar holul care duce în cameră are un unghi de 90 de grade. Am auzit ușa care a început să scârție și o văd pe ea și pe pisică reacționând în același timp prin a se repezi spre ușă. Apoi am auzit ușa trântindu-se și bocancele alergând în sus și în jos pe scări. Acest lucru a continuat timp de câteva minute și apoi s-a oprit. Trebuie să recunosc că a fost un fricoșător. Nu știam cum să mă descurc în această situație. Același sunet s-a întâmplat de mai multe ori la câteva nopți distanță timp de câteva săptămâni. Încercam să dormim și auzeam bocanci sus-jos, sus-jos, pe scările horului, dar nu era nimeni acolo. Începuse să se întâmple atât de des, încât am învățat să-l ignorăm. Asta până într-o zi, când toată această activitate paranormală a încetat brusc, aparent de nicăieri. În cămara principală există o mică trapă în tavan care duce la un spațiu de mansardă suplimentar, care nu este accesibil din mansarda principală. Uneori putem auzi bocanel de colo-colo și prin lente. Eu am refuzat să mă uit acolo sus, încă de când m-am mutat, de teamă că aș putea găsi ceva înfricoșător. De curând, un inspector s-a uitat acolo pentru că aveam izolația refăcută și a spus că, practic, este neatins locul. Niciun semn de activitate a vreunui animal ajunsesem la concluzia că poate există o fantomă în casă, dar evenimentele recente m-au făcut să cred că este ceva mai rău aici. Canapeaua noastră este una secțională și când te așezi pe partea cea mai îndepărtată, poți vedea direct spre ușa din spate. Ușa noastră din spate are o ușă de furtună cu o ușă pentru câini, iar noi chemăm toți câinii înăuntru pentru seară și închidem ușa din spate care nu are o ușă specială pentru ei. Într-o seară, după cină, mă uitam la un film pe canapea în timp ce prietena mea era sus și se juca. Am auzit gătitorul la ușă și m-am dus-o deschid ca să constat că șițul meu pusese un cuiat afară. L-am lăsat să intre și l-am îngăiat, am, am răit puțin și a fugit. Acest lucru nu este foarte neobișnuit pentru el, ca să fiu sincer, este un cățel destul de răsfățat, așa că nu m-am gândit la nimic. M-am întors să mă uit la filmul meu, ceva mai târziu, iubita mea coboră să mi se alăture și i-am spus că trebuie să-l fi închis pe Max afară când am chemat o scăină înăuntru. Mi-a jurat că Max a fost sus cu ea în tot acest timp. A jurat că a stat în poala ei și că de fapt o cam enerva, încurcând-o în timp ce încerca să se joace. Am avut un fel de ceartă aprinsă, pe jumătate în glumă, dar și serioasă în legătură cu acest lucru, pentru că amândoi juram că l-am văzut pe Max în două locuri diferite deodată ne am mai un pic pe acest subiect, dar am lăsat să treacă când am realizat că nu este ceva ce merită timpul nostru. A fost ciudat. A fost foarte ciudat. Dar am decis că prietena mea trebuie să se fi înșelat și că Max trebuie să îi se fie alăturat în cameră după ce l-am lăsat să intre. Iar ea trebuie să fi fost atât de captivată de joc încât a presupus că Max a fost acolo tot timpul cu ea în cameră. O lună sau cam așa ceva mai târziu a avut loc un alt incident cu acest câine umbră M-am trezit pentru a merge la serviciu și când fac asta la aduc pe Max jos cu mine pentru a putea ieși afară să-și facă nevoile. Întotdeauna închid ușa de la dormitor în urma mea pentru ca Max să nu se întoarcă și să o trezească pe iubita mea. Pentru că el, odată ce este treaz, tot ce vrea să facă este să se joace. Mă rog, m-am dus la birou și când m-am întors nu m-am gândit la nimic. Odată a ajuns acasă, prietena mea mi-a povestit cum Max a trebuit să doarmă la parter noaptea trecută, pentru că a făcut niște prostii după ce m-am culcat. Am râs de povestea spusă de ea și am întrebat-o când l-a iertat pe Max și l-a lăsat în cameră. Ea a devenit imediat confuză de întrebarea mea și mi-a spus că nu a făcut-o, după, i-am spus că azi dimineață, când m-am trezit, Max dormea la picioarele mele, ca de obicei, iar eu l-am lăsat să iasă din cameră în această dimineață. Iar ne-am certat pe subiectul ăsta pentru că, încă o dată, am văzut acest cățel în două locuri simultan, dar am decis să fiu mai înțelegător și am lăsat-o așa. Asta mă duce la seara trecută, când s-a întâmplat cel mai îngrozitor lucru pe care l-am trăit vreodată. Eram în pat și ne uitam pe TikTok. Eu eram pe o parte cu fața la perete, iar Max stătea întins la marginea patului pe picioarele mele. Când deodată am simțit că ceva se înghesuie între mine și prietena mea. Am presupus că este pisica. S-a întors de câteva ori până să a așezat și a găsit locul. Mi se pare ciudat pentru că de obicei pisica mea doarme deasupra mea. Dacă o muți, urcă din nou. Știți voi cât de încăpățânate pot fi pisicile. Dar eu nu m-am întors. Aproximativ 5 minute mai târziu, am auzit un mărâit care este inconfundabil al lui Max venind din spațiul dintre mine și iubita mea. După, am auzit-o pe ea certându pe Max și alungându-l din pat. Mi-am spus atunci că trebuie să fie pisica lângă picioarele mele. Prietena mea a aprins lampa de lângă pat și Max dormea liniștit lângă picioarele mele, iar pisica mea dormea cu o lăcită în cealaltă parte a camerei. Am fost amândoi tâmpiți de ceea ce vedeam. Iubita mea a început să caute frenetic prin cameră cu o lanternă și cu un cuțit, neștiind ce să facă cu el. Mi-a spus că mângâia ceea ce credea că este Max, dar când a ajuns la capul creaturii, fața acesteia era fără păr, iar ea a murit, a mușcat-o și a fugit din pat. În acest moment sunt aproape în stare de șoc. Pot spune că amândoi sunt speriați și încep toate să se lege. Nu era vorba de o fantomă care bântuia casa asta, ci o creatură care trăiește deasupra dormitorului, în pod, care leargă în sus și în jos pe scări toată noaptea, nestingherită de nimeni. Haschiul nostru a suferit o rană mare săptămâna aceasta, unde și-a tăiat în mod misterios aproape toată laba piciorului. Mai era agățată de un fier de ață și, din fericire, a putut fi cusută la loc. Am căutat în toată curtea din spate și nu am reușit să găsim sursa incidentului. Se pare că cineva a luat un cuțit și a la laba piciorului. Veterinarul a spus că rana a trecut complet de supernuță și abia a ratat artera de sub ea. În început am presupus că trebuie să se fi tăiat în gardul nostru, dar nu era sânge nicăieri pe gard sau chiar lângă. Prietena mea locuiește acolo de ani întregi și nu a avut niciodată niciun fel de incident. Sunt curios dacă acest câine umbră sau cineva este are legătură cu tot ce se întâmplă în casa asta." Am nevoie disperată de ajutor. Ce este această creatură și cum pot scăpa de ea?"